G2A îți oferă jocuri mult mai ieftine. Accesează primul link din descriere. Salutare tuturor, numele meu este The Link și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Am văzut că s-au strâns foarte multe like-uri la episoadele anterioare în care am mai făcut custom map-uri. E bine, și pentru astăzi am găsit ceva special. Am găsit o hartă plină așa de curcubeu. Să vedeți, este practic un fel de parkour, habar n-am cum să-l numesc, dar este cu efecte speciale, cu, nu știu, super speed. Și o să vedeți despre ce este vorba. Eu m-am uitat un pic peste mapă să văd cam în ce constă și mi-a plăcut tare mult, întrucât m-aș bucura din tot sufletul să apăsați pe buton de like, să vedem câtă lume își dorește să apară săptămânal câte un astfel de clip cu Minecraft. Deci hai să vedem despre ce este vorba. Văd că am niște buți, am Breaking 3 și Feather Falling 4 și scrie așa că pressure plate-urile de gold sunt checkpoint-uri, da? Deci dacă clicăm, gen avem checkpoint. Pressure plate de stone ne vor da efecte. Ok, iar astea ne teleportează într-o arenă, nu știu, random, ceva genul. Mai avem ceva aici, ce scrie aici. Checkpoint, ok, ne arată cam despre ce este vorba așa în mapă. Aici spune MX-uri, așa. Ok, deci să ne luăm mai multe de astea în cazul în care vom muri. Hai să-mi iau și o 3 de astea. Na, o să revin dacă e. Reset your death counter. Ok. Pentru că o să ne arate de câte ori. Ok, bun. Hai să începem. Deci v-am zis, mapa este ceva de genul. Ia uitați-vă, deci avem super speed și trebuie să fim foarte atenți la podea, pentru că oricând poate să dispară de sub picioarele noastre. M-aș bucura în tot sufletul să apăsați pe butonul like să vedem câtă lume este activă la acest clip. Deci câtă lume vede clipul ăsta, trebuie să apese pe butonul de like. Hai să vedem dacă reușim să facem peste 1000 de like-uri, adică dacă clipul este văzut de peste 1000 de conturi care au acces la like, adică mă rog. Ai văzut că sunt mulți oameni care mă urmăresc și simplu n-au cont de YouTube. Pur și simplu nu sunt abonați și n-au cum să dea like sau comentariu. Hai să ne vedem de ale noastre. Bun, momentan e simplu, vă zic că eu am jucat off-camera până la primul checkpoint să văd și eu despre ce e vorba, dacă îmi place sau nu, n-am de ce să vă ascund acest lucru și mi-a plăcut, am jucat, uite, până aici în față și am zis, gata, mai târziu trebuie să puneți filmarea, ok, deci ne-am salvat un prim checkpoint, trebuie să ai mare grijă, pentru că poți să cazi printre astea sau poate să fie lână și la un moment dat trebuie să sari, adică o să vedeți că momentan e ușor, dar cu timpul situația va deveni mai complicată. Ok, vedeți, am murit. Pentru că trebuia să cotesc cum ar veni la stânga. Bun, deci avem un print dead. Din păcate, văd că creatorul hărții are doar 49. Wow. Ok. Doamne ajută. Mamă, vine lavă. Deci v-am zis că eu mai în față n-am mers. Uite, bă, că n-am murit, mă gândeam că voi muri. Noroc că am luat checkpoint-ul de acolo. Vă zic că e atât de multă viteză întrucât la un moment dat nu mai deții controlul, nu mai poți să cotești sau etc. Ok. Văd eu bine sau acolo sunt două podele? Oh my god. Ok, mă duc și eu pe una, nu știu, gen, cred că e același lucru pe ambele sensuri. Barram oricum e foarte... E foarte frumos creată și mapa, vedeți că sunt caractere din Mario, tot felul de lucruri de-astea. Mi-am dat și un FOV mai ciudățel. Ah! Am uitat să apăs gen câte râl ca să bag sprint și evident că am murit. Da, asta e. Hai să nu mai fim atât de nubi. Nu mi s-a salvat. Fail. Bă, dar nu pot să cred, mă. Deci credeți-mă că ai o viteză atât de mare încât la un pas ai murit. Uite cum primim noi de-astea de... Jabba. Ok. Hai. Mergem cu Dumnezeu înainte. Și dacă apes space, cred că îți pierzi echilibru. Habar nu am. Ok. Wow. Văd că se pun bani stânga, bani dreapta. Op. Nu știu de ce. Mamă, ce am simțit-o pe asta. Ați văzut că acolo era șoseaua distrusă. Mă rog, șoseaua, podeaua. Mamă, deci nu mai văd bine. Credeți-mă că încerc să mă concentrez cât de mult pot. Păi, ești nebun. Oh my god. Nu știu ce fac, dacă merg pe unde trebuie. Ok.
Și tu vrei să nici mie că trebuie să nimeresc ăsta? Mamă, l-am nimerit, nu pot să cred. Sunt prea bun, băieți. Și acum ce? Aoleu, nu, nu, mamă, uitați-vă ce vine. Eu n-am cum să trec de aia. Deci mi-e frică. Ok, mai bine o iau pe aia, ce e mai safe? Mie că poate dau un fail la parcursul ăsta simplu și... mamă, dar e îngustă! Mamă, chiar îți dă dependență și te și enervează, adică e addicted, știi, gen, îți dă dependență, dar, nu știu, și displace într-o oarecare măsură. Na, mă, că nu pot, mă. Deci mi-e... e prea îngustă și ai viteză atât de mare încât n-ai cum să deții controlul. Încercăm, lasă cu exercițiu. V-am zis că dau fail la parcurs ăsta, v-am zis. Cu exercițiu reușim. No! Hai mă, bagă-mi un checkpoint acum. Că nu știu cum am reușit să ajung până aici. Bagă-mi un checkpoint. Nu pot să cred, nu-mi bagă checkpoint. Uitați-vă cât am mers. Wow, hello. Deci cât am mers și nu mi-a pus checkpoint și nu o să mai iasă. Sau poate am prins acum șmecheria. Deci v-am zis că dacă dai face așa stânga-dreapta nu mai, s-a pierdut, s-a dus, s-a terminat, uite de la capăt. Mamă, trebuia să-mi bagi un checkpoint la mijloc acolo. Mă mănâncă nasul, jur. Deci nu pot să mă concentrez, mă mănâncă nasul. Nu e corect. Trebuie să-mi lase timp să mă scarpin. Mamă, frate. Eu sunt ăsta care face harta acum? Nu te cred. Pa. Uite, mă, mai aveam puțin până la checkpoint. Bă, băiatule, mă. Deci mă mâncă nasul. Mă mâncă nasul. Ok, acum voi reuși. Oricum, am cam prins eu care-i talentul la harta asta aici. Da. Este, mă! Checkpoint, checkpoint! Este, băieți, am reușit! Aleluia, nu știu unde mă duc, nu știu ce fac, nu știu ce se întâmplă. Help me lose my mind! A rămas cu gura căscată! Mario, tu ești! Mario Brolu! Mamă, de ce prea tare mapa asta? Cu toate că mi-a dat o grămadă de nervi. Pe sub picioare! Nu din nou, nu din nou, dușmanii mei! Aaaa! Iar chestii de-astea minuscule! Mamă, unde mă duc? Doamne, ia-mă! Nu trebuia să zic asta, probabil. E un semn! E un semn de la divinitate! Vai de capul meu, cât am mers! Și-am murit! Păi și acum eu cum îmi iau? Ah, stai că eu acolo trebuie să mă duc. Ah, nu știam de unde vin. De unde vii la ora asta? Pe sub picioarele lui Mario sau cine era ăla? Mamă, iar dușmanii mei. Gata, mă, sunteți prieteni, nu mai sunteți dușmani. Hai, lăsați-mă să trec și eu de părțile astea. Ok, ok, spune că nu o să fie troll, spune. Nu pot să cred. Tu vrei să-mi spui mie că e un singur bloc. Un singur bloc, hai cu checkpoint-ul, hai. Yes! Nici nu-mi pasă! Nu-mi pasă!
Și bă, oare mai mult, mă, din harta asta? Vai de capul meu, băieți. Nu uita să apăsați pe butonul de like, pentru că o secundă, dacă eu mă opresc în timp ce alerg, casul map, adică nici nu mă pot opri să-și, bă, mă oprești, știți, eu iau după. Deci nu uitați să apăsați pe butonul de like, pentru că m-aș bucura din tot sufletul să strângem peste 1000 de like-uri. Hai, toată lumea care privește acest clip trebuie să apese acolo pe butonul de like să-mi arate că este activ la acest episod. Hai zi, câți abonați activi avem? Unde vrei să mă duc acum? Deci trebuia să sar acolo? Acum e cu săritură? Bă, lasă-mă! Ați văzut că acolo trebuie să sar? Mamă! E greu! Haide, 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 haide! Respawn! Mamă, dar cum trebuie să sar? Trebuie să sar cu un bloc în urmă că nu-mi dau seama! Trebuie să mă prind întâi de schemă. Stai să văd care e schema. Gata, cred că știu. Cred. Trebuie să apeși fix când ești pe blocul ăla, nu înainte. Eu apăsam un pic înainte. Ah, dar nu mi-am dat seama că e gheață acolo. Deci nu mi-am dat seama, să-mi fie iertat. Deci, uitați-vă că la A terminat mapa din 49 de încercări și eu am deja 26 și sunt paletă. Hai cu tata, hai cu tata. Mamă, fiți atenți, la gheață e invers. Trebuie să sari. Deci se joacă cu mintea ta. Deci se joacă cu mintea ta. A, acum am greșit, că am rămas cu gândul că trebuie să sar cum trebuie să sar la gheață. Păi o să mi-o ia capuraz dacă nu văd atâtea reguli. Și îți ia și până te prinzi de ele. Așa. Da cine-i mare Barosan, da Barosan de Barosan. Da cine a trecut de checkpoint, mai îmi pasă că am murit acum. Ați văzut că dacă n-am vorbit m-am putut concentra? Bună, ăsta de limă. Ești prea bun, dar nu ești căutat. Fiu! Mama, mama mea de Dumnezeu. Uitați-vă ce urmează în față, mi-e frică, mi-e frică. Cred că episodul ăsta o să aibă cu siguranță două părți. Ce ai făcut, mă, cu metre? Cu siguranță să facem două părți la așa ceva, pentru că știu că vă pierdeți din, nu știu, din răbdare și nu vă uitați până la sfârșit. Cel puțin asta am observat eu. De nu îmi cumpăr eu altă tastatură după episodul ăsta, să-mi spuneți voi mie. Gata, mă, m-am prins acum. Știu cum trebuie să fac. Gata. Mă doare și degetul care apăs pe aici. O să râdeți de mine, cu siguranță, să fie prin comentarii. Teroare. Teroare. Bă, dar am uitat, mă, că trebuie să apăs pe aici acum. Am uitat, ce să vrei să... Ce am uitat, sunt și eu om. Lasă-mă în pace. Lumesc. Da, deci v-am zis, vă dă nervi. Da, bine, vă și place totodată. No, 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 no. Da, băieți, cred că aici ne vom opri. Am mai zis că de câteva ori nu mi-a ieșit. O să fac episodul 2 la această mapă cu siguranță. M-am dus totuși cu game, să văd cât de lungă mai e și credeți-mă că ar mai fi. Adică n-am reușit să terminăm într-un episod. M-am dus cu game doar să văd până unde duce toată nebunia asta. O să mă mai joc, cum am zis, în episodul următor. Am rămas la 45 de, nu știu, de sinucideri, să zicem așa. Bun.
Nu uitați, apăsați pe butonul de like să mă încurajați pentru episodul 2. Cu siguranță o să vă placă și acela, pentru că o să mă chinui mai mult și o să terminăm episodul 2 următor. Cu siguranță să terminăm, nu lăsăm așa harta neterminată. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost The Link și ne revedem astăzi la ora 19 cu un nou livestream. Toate cele bune!